Suceava, dacă ar fi putut să țină o instituție teatrală, ar fi făcut-o până acum, pentru că, dacă am înțeles bine, cred că de curând a fost a patra reînființare a unui teatru în Suceava. Stelian Nistor vorbește și despre cum jocurile de culise au afectat și în trecut dezvoltarea teatrului sucevean în numeroasele încercări de a-l înrădăcina aici. Teatrul Național din Iași nu avea cum să-și aducă absolvenți pentru că era oraș mare Iașu și era închis, dacă pentru cine mai ține minte, nu se primeau repartiții. Și atunci s-a ajuns la această schemă prin evitare, adică s-a înființat teatrul din Suceava ca fiind secția teatrului din Iași, în felul ăsta a putut veni o promoție aici și Iașu și-a luat imediat pe cei pe care îi dorea. Actorul mai povestește cum în vremea când încă era student i-a fost propus să-și cinstească orașul de origine și să vină să joace la Suceava. Când s-a înființat în 1984 sau s-a reînființat, eram student în anul 3 și repetam, jucam la teatru Bulandra. Și a venit directorul de atunci, domnul Cojo Caru, și cu secretarul literar, domnul Drișcu, și țin minte că ne-am întâlnit la grădina Icoanei în fața teatrului, într-o pauză la repetiție, și ei mi-au spus că dacă sunt interesat din patriotism local, ca atunci când voi termina IATC-ul să iau repartiție să vin la Suceava, la teatrul din Suceava. Și eu am spus că eu consider că îmi voi servi mai mult orașul dacă voi veni în turneu cu Teatrul Național decât dacă o să stau în Arcașul până la 6 și de la 6:30 hai mai că sunt Hamlet. Aceasta a patra încercare de a resuscita Teatrul Sucevan s-a făcut în cele din urmă sub numele Asociației Compania Teatrală Bucovina, al cărei președinte este Brândușa Dăscălescu, iar vicepreședinte Sanda Maria Ardeleanu. Stagiunea 2010-2011 se pregătește să înceapă sub coordonarea actorului Adrian Păduraru, cu care Stelian Nistor a fost și coleg de platou. Am făcut un film împreună noi. El era la bun și eu, evident, la rău. Adrian Păduraru face foarte bine ce face. Nu mai știu la zi așa cu ce, dar este, știu că și profesor la conservatorul din Iași, de conservatorul dramatic. Cred că face foarte bine ce face. Dar nu cred într-o instituție a la lung, o instituție în Suceava. Deci, iată, Adrian Păduraru nu este sucevean. În cursul lunii octombrie, stagiunea de la Suceava se va deschide cu spectacolul Plicul de Liviu Rebreanu, care se va juca la Suceava, Rădăuți, Câmpul Moldovenesc și chiar în afara județului. Repertoriul acestei stagiuni va conține și alte piese din dramaturgia română și universală, incluzând și autori bucovineni. Tinerii și pensionarii vor putea participa și la cursuri de artă dramatică, începând cu această stagiune, și vor încerca să prindă câteva dintre trucurile actoriei. Doar că puțini aleg să facă din teatru o meserie, pentru că a fi actor nu este cea mai bună alegere în România. Bun, poți să trăiești din banii ăia. Știi, spunea cineva care e diferența dintre un actor și o pizza. Dintr-o pizza în România, dintr-o pizza poți hrăni o familie. Dintr-un actor.